Institutul Național de Statistică a promis Eurostat că va publica indicele de prețuri de pe piața imobiliară începând din trimestrul al doilea al acestui an. Potrivit președintelui INS, Virgil Voinagu, acesta ar putea fi inclus chiar și în indicele prețurilor de consum. Indicele prețurilor imobiliare a fost propus de guvernatorul BNR Mugur Isărescu încă din 2008. Nu a putut fi calculat însă până acum din cauza că lipsea o bază de date integrată cu tranzacțiile și din cauza dificultăților de metodologie. Președintele INS, Virgil Voinagu, spune că indicele va fi lansat din trimestrul al doilea al acestui an, iar includerea sa în indicele prețului de consum ar face ca scumpirile și ieftinirile de pe piața imobiliară să se vadă în inflație. Aceasta nu este singura schimbare luată în calcul de Institutul Național de Statistică. Indicele pe baza căruia se calculează inflația va ține cont mai mult de schimbările în comportamentul de consum al populației. În urma analizei corelate a criteriilor enunțate, am operat în general la lărgirea numărului sortotipo dimensiunilor produselor. Deci, din punct de vedere statistic, până la percepția mărimii IPC-ului, este o muncă deosebită asupra care necesită vreo 3 eșantioane reprezentative, analizate, convergente, integrate cu specialiștii noștri. Voinagu a mai spus că există un proiect pilot referitor la indicele pieței imobiliare, dar datele obținute nu au fost foarte consistente, iar calculele necesare sunt foarte sofisticate.